Da. Fii atent, să vă dau o temă de discuție. Da. Apropo de cine e antrenor la FCSB. La cine s-a dus Orescu și a sărit în brațe la 2-0? La Pintili. Nu, la Haralambie, n-ați văzut voi. Nu e adevărat. Du-te bă, n-ați văzut voi, s-a dus la antrenorul principal, Elias Haralambus. Era cu spatele și l-ai confundat. Nu, nu, păi cum antrenorul principal era? Era normal să se ducă, ai văzut. Scuză-mă, era normal să se ducă la antrenorul principal, mai fiți mă răi. Aoleu! S-a dus la Pintili? Nu, mă, a vrut spre Haralambie, dar Haralambie încă era cu mâna întinsă, vroia să dea mâna cu Kovac. Da, mai văzut, ce băiat și ăla. Mare. Eu când îi văd pe îngânfați, ăștia nebunesc. Bă, e afară Guardiola cu arbitrii care n-au notorietatea niciunul dintre ei, alu Guardiola, alu Klopp, alu prin Champions League. Bă, să acceptă să-l mai mângâie ăla pe epoleți, să dea mâna cu ei. A venit... Cocoșatul de la Notre Dame, care arbitrează prin Arabia Saudită, întinde mâna să uită în sictir, așa, să uită la ăla și pleacă. Mă, ce te costă, mă? Schiz, da. Bun, să ne întoarcem la Sorescu, da? El se duce și se aruncă în brațele antrenorului principal. A, n-a fost Haralambus? N-ai văzut. Bun, și te întreb pe tine. Și te întreb pe tine, Bănel, de cine e antrenor la FCSB? Acum, serio, în ochii jucătorilor. Cred că Pintili, 100%. Da? Nu, dar n-avea cum să ajungă la Haralambus, că Pintili e un metru în teren. Și gândiți-vă că Pintili e mai tânăr și are viteză mult mai bună. L-ați văzut, dacă ați văzut că și Klopp a încercat aseară la meci să sprinteze la arbitru de rezervă să-l certe și a făcut ruptură. Așa și cu Haralambus. O fi zis, bă, stau ușurel aici să nu mă accidentez. Dar e primul meci aseară. Și înainte de joc și pe durata jocului, când cei doi chiar vorbesc foarte mult. Și l-am văzut pe Haralambus mult mai mult pe bancă lângă Pintili, se sfătuiesc. Păi, eu să vă spun ceva. Eu m-am uitat pentru că aveau probleme foarte mari în timpul jocului. Clar. Nu a fost ca la Rapid să vorbească foarte mult. Aveau chiar probleme. Nu, faptul că Sorescu se duce la Pintili, ce spune asta? Că îi antrenează foarte bine Pintili. Și e văzut bine de grup. Și este foarte bun iubit de jucători, da. Păi și Haralambus ce treabă are săracu atunci? E mai distant, e antrenorul principal. E nou venit la echipă până se integrează. Da. A, până se integrează? Da, îi mai trebuie ceva. Aha. Vreo 4 meciuri și pe urmă și vedea. Cum? Vreo 4 meciuri și pe urmă vom vedea. Da. Îi mai trebuie vreo 4 meciuri și după aceea vom vedea. Da, după aia vom vedea. Chiar sunt curios. Dar l-ai văzut cum s-a dus Orescu, da? Da. Da? Da, Pinti. Deci, Bănele, e clar cine e antrenor, da? Clar, dar și relația este lor. Este omul care le dă încredere la fiecare lor. Antrenament. Sincer. Uh-huh. Care stă acolo în fiecare zi cu ei. Uh-huh. Vorbește cu ei. Care îi dirigează. Apropo, e un prieten.